Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamătescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și voi fi moderatorul acestui webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat de TechSoup Global Network și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru poate avea acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft, Google sau Amazon. Ne bucurăm să avem alături de noi în comunitate peste 2300 de organizații înscrise în program și validate. În 2015 am pornit proiectul Școala Digitală pentru ONG-uri, ONG Online, cu sprijinul Fondului ONG în România. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate materialele și resursele din prima ediție și ediția de anul acesta. În cadrul fiecărui webinar, cursanții primesc și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a completa experiența de învățare. În luna noiembrie, după o binemeritată vacanță de vară a școlii digitale, ONG Online revine cu două prime teme pentru organizațiile non-guvernamentale. Prima este copyright-ul digital, de care începem să discutăm astăzi. A doua este mișcarea internațională Giving Tuesday, o zi pentru a dărui, adusă în România de prietenii de la Asociația Envision România. Împreună cu Envision România, construim o serie de 4 tutoriale video care să vă ajute în pregătirea instrumentelor online pentru strângere de fonduri. Primul tutorial video este deja disponibil pe platforma ONG Online. Subiectul de astăzi al webinarului este protecția datelor personale în cadrul unei organizații non-profit, un subiect cu o legislație dinamică și impact mult mai mare decât credem în munca noastră. Ne bucurăm să avem alături persoana cea mai potrivită din România să ne vorbească despre acest subiect. Bogdan Manolea, director executiv la Asociația pentru Tehnologie și Internet, care ne va prezenta exact ce este necesar să știm și să facem pentru a respecta legislația în vigoare și cea pe care o așteptăm la nivel european, începând cu 2018. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar, un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Puteți adresa întrebările voastre pe chat din dreapta ecranului, iar noi le vom citi pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Bogdan, când vrei, poți începe. Salutare tuturor! Eu sunt Bogdan Manolea și îmi pare bine că împreună cu cei de la TechSoup o să vă vorbesc astăzi despre o temă care mie mi este foarte dragă și anume zona datelor personale. Evident, în contextul prelucrării acestor date de către organizațiile non-guvernamentale. Acum, de obicei, prezentarea asta are în decurs de 6-8 ore. Astăzi n-am însă decât 60 de minute maximum pentru a vă vorbi despre zona de date personale. Deci, practic, o să fie o chestiune de inițiere pe zona de ce înseamnă date cu caracter personal. Dar sper că împreună cu tema și împreună cu seminarul pe care îl avem offline, cei dintre voi care vor să afle mai multe detalii pot să aprofundeze domeniul și pot să afle cum pot să-și protejeze datele lor personale, nu numai cum trebuie să protejeze datele personale ale altor persoane în cadrul unei organizații non-guvernamentale. Pe lângă faptul că o să trec prin prezentarea de astăzi, puteți în orice moment să-mi adresați întrebări folosind formularul de chat, dar probabil o să iau 2 sau 3 momente în cursul prezentării când o să răspund la întrebările respective. Totuși, dacă aveți nevoia, dacă simțiți nevoia ca să puneți o întrebare sau să lăsați un comentariu, folosiți sistemul de chat pentru că este cel mai simplu mod prin care să vedem informația respectivă. Ok, dacă toți sunteți gata, putem să începem.
Această prezentare vă este făcută de mine din partea Asociației pentru Tehnologie și Internet. O să vă spun doar două câteva cuvinte despre ACTI. Practic, sunt trei zone în care activăm în ceea ce noi numim drepturi civile digitale, și anume legătura între drepturile omului și societatea informațională. Și practic sunt zonele de libertatea internetului și libertatea de exprimare pe internet, chestiuni legate de dreptul la viață privată și date cu caracter personal și informații legate de cultură liberă, asta însemnând drepturi de autor și licențe libere, standarde deschise, date deschise și așa mai departe. Și pe aceste trei tipuri de activități, de obicei facem cam trei zone. În principal, și așa am și pornit, și cred că mare parte din activitățile noastre sunt pe activități de advocacy, și anume, practic, ne certăm cu guvernul României sau cu alte guverne, cu alte instituții publice și cu instituții private, câteodată, pentru respectarea drepturilor noastre fundamentale. Dar, de asemenea, în ultima vreme, încercăm să ne axăm din ce în ce mai mult și pe partea de educație și conștientizare. Pentru că dacă noi, ca cetățeni, nu înțelegem care sunt drepturile noastre în societatea informațională și cum putem să le protejăm, atunci eforturile noastre sunt diminuate. Dacă vă interesează mai mult despre ce facem noi din această perspectivă, intrați pe site-ul nostru www.acti.ro sau puteți să ne urmăriți pe Facebook, pe Twitter, sau avem și un newsletter lunar în care încercăm să facem un digest al informațiilor respective și le prezentăm într-o metodă umoristică mai ușoară. Ok, dar asta a fost prezentarea asociației. Despre ceea ce vreau să vă vorbesc astăzi este o chestiune introductivă legată de date cu caracter personal și zona ONG-urilor, în care o să încercăm să deselenim câteva concepte cheie din legislația specifică zonei datelor cu caracter personal. Și apoi, în a doua parte a prezentării, să vorbim despre o nouă legislație care se va aplica din mai 2018 și pe care o găsiți sub acronimul de GDPR, care vine de la General Data Protection Regulation, regulamentul pentru general privind protecția datelor cu caracter personal. Pe această a doua prezentare, m-am gândit că ar fi mai ușor ca să punem mai degrabă niște întrebări, de fapt, niște întrebări pe care trebuie să vi le puneți voi cu privire la datele colectate și care poate să vă ducă spre primul pas spre compliance. Ok. În primul rând, ce sunt datele cu caracter personal? Definiția este stabilită prin legea 677 din 2001 din România și este cam aceeași care va fi și prin regulament. Și, de fapt, sunt trei informații cheie care trebuie să le rețineți din această definiție. Unul, că vorbim întotdeauna despre informații referitoare la o persoană fizică, adică nu vorbim despre date ale companiilor în niciun mod, ci doar de informații care pot să identifice un individ. Și, în al doilea rând, că poate să fie orice informație identificată, prima parte, sau identificabilă. Astea sunt noțiunile cheie, pentru că dacă în cazul informațiilor care sunt referitoare la o persoană fizică identificată, e ușor de spus, da? E numele meu, Bogdan Manolea, dar avem deja detaliile respective. În ceea ce privește a doua parte, identificabilă, spectrul este mult mai larg și e o parte din definiție care vorbește mai clar ce înseamnă identificabilă, dar practic înseamnă orice element care poate să ducă la o persoană fizică. Asta înseamnă că poate în mod direct nu poți să știi cine este acea persoană, dar poate prin, să zicem, te uiți într-o bază de date, prin coroborarea informației respective cu alte informații, tu poți să identifici cine este persoana fizică. Da? Deci este o zonă foarte largă a acoperirii acestei legi, care practic poate să identifice ce este o dată cu caracter personal. Ok, și să văd dacă mai sunteți încă în fața ecranului. Încerc să vă testez atenția și aveți o întrebare la care puteți să răspundeți prin sistemul de quick poll, și anume, care din informațiile de mai jos pot să fie considerate date cu caracter personal în mod independent. Și când spun în mod independent, mă refer la faptul că aceste date nu trebuie neapărat coroborate cu alte informații, ci pur și simplu luată informația de sine stătătoare.
și aveți 5 opțiuni pe ecran: numărul și seria de buletin, adresa de e-mail, data nașterii, numărul de matriculare a unei mașini sau adresa IP. Și trebuie să vă atenționez că sunt unul sau mai multe răspunsuri corecte. Deci pot să fie unul sau mai multe răspunsuri corecte. Așa că trageți aer în piept, luați o gură de apă sau, mă rog, o bere, corp, nu vă aude nimeni, și gândiți-vă un pic care dintre acestea ar putea să fie răspunsurile corecte. Văd că o parte din voi deja au răspuns. Ah, ok. Se pare că e o mică problemă tehnică și, de fapt, puteți să alegeți doar una și nu mai multe, ceea ce e ok. Alegeți cea care credeți că este o dată cu caracter personal și, formă, oricum trecem prin fiecare. Bun, și putem să oprim polul și vedem că 88% dintre voi au spus că numărul și seria de buletin este dată cu caracter personal, ceea ce este o informație corectă. 4% dintre voi au spus că adresa de e-mail este odată cu caracter personal, ceea ce iarăși este o informație corectă, pentru că în momentul în care colectezi adrese de e-mail, tu poți să identifici o persoană, poate nu direct, poate poți să ai o adresă de e-mail de genul albacazăpada@yahoo.com, dar dacă persoana respectivă se semnează cu numele real sau a folosit acea adresă e-mail în alt context din care rezultă numele respectiv, ea poate să fie identificată. În ceea ce privește data nașterii, doar această informație în mod independent, eu cred că nu poate identifica o persoană. Dacă voi știți că eu m-am născut pe 3 ianuarie 1941 și evident nu e informația corectă, dar dacă știți că eu m-am născut pe 3 ianuarie 1941, nu puteți să mă identificați pe mine. Nu aveți cum. Știți, pentru că mai sunt și alte, eu știu, câteva mii de persoane, sau dacă ne gândim la nivel global, câteva zeci de mii de persoane care s-au născut în aceeași dată. Deci doar având data nașterii nu poți să identifici o persoană. Sigur că dacă ai alte informații legate de acea persoană pe lângă data nașterii, poți să-l identifici. Văd că niciunul dintre voi nu a menționat numărul de matriculare unei mașini. Și totuși, acest număr de matriculare unei mașini este odată cu caracter personal. Pentru că, văzând o mașină și luându-i numărul de matriculare, poți să identifici cel puțin două informații. Poți să identifici, unul, cine este proprietarul mașinii, e adevărat, apelând la o bază de date publică, deci poate nu în mod direct, dar poți să identifici prin intermediul proprietarului mașinii și cine a condus mașina la un anumit moment dat. Ăsta este motivul pentru care în anumite aplicații software numărul de matriculare a unei mașini este blurat, cum e sistemul Google Maps, sau el trebuie să fie considerat, el trebuie să fie considerat dată cu caracter personal. De asemenea, o parte din voi văd că au menționat și adresa IP este dată cu caracter personal, ceea ce este corect. Adresa IP, care este practic o adresa alfanumerică care poate să identifice un dispozitiv care se conectează la internet, poate să conducă la identificarea unei persoane fizice. Problema este că în momentul în care colectezi toate adresele IP, nu ai cum să-ți dai seama care dintre ele pot să identifice o persoană fizică și care dintre ele nu pot, și atunci trebuie să le tratezi pe toate ca fiind date cu caracter personal. Și ăsta sunt câteva exemple de informații care sunt date cu caracter personal, dar pot să fie și multe altele pe lângă acestea. Da? Pot să fie datele care sunt scrise în cartea de identitate, evident codul numeric personal de care știe toată lumea. Important de reținut este, unul, că datele personale nu sunt doar cele care sunt scrise în cartea de identitate, ci multele alte pe lângă. Și doi, faptul că nu există o listă definitivă a ceea ce înseamnă date cu caracter personal. Tocmai pentru că poți să iei trei elemente relativ separate și să identifici o persoană. Da? Poți să iei faptul că, nu știu, am intrat astăzi în adresa de pe strada X cu un rucsac în spate la ora 17 și 14 minute. Dacă coroborezi cele trei informații, poți să mă identifici pe mine. Da? Ok. Deci, practic, sunt foarte multe informații pe care le colectați și care sunt date cu caracter personal. Acum, partea bună a lucrurilor este că a colecta aceste date nu este ilegal.
Este foarte legal să o faceți, e foarte ok să o faceți, doar că legea noastră frumoasă și minunată spune, apropo, nu numai legea noastră, și toate legile de la nivelul european sunt identice pe aceste principii, spune că dacă o faceți, atunci trebuie să respectați aceste principii care sunt scrise aici pe acest slide, 5 puncte mari și late, și pe care nu vă propun să le memorați, ci mai degrabă să le înțelegeți. Și o să încercăm să trecem prin fiecare, în cazul unui exemplu, cât se poate de simplu. Și anume, hai să luăm un exemplu care cred că este la îndemâna oricărui ONG și care vrea să trimite un newsletter, da? Un e-mail de informare regulată a membrilor, suporterilor, persoanelor care sunt interesate de activitatea respectivă. Și să luăm exemplul ăsta practic pentru a vedea cum se respectă principiile care trebuie aplicate pentru toate colectările de date pentru acest caz simplu, da? Ok, hai să vedem. Faptul că datele trebuie să fie procesate legal și cu bună credință pentru un newsletter înseamnă că folosești datele respective doar cu consimțământul persoanei. Adică nu ai găsit o listă de 10 milioane de adrese de e-mail pe internet și zici, vai, ce public interesat de activitățile mele ONG-istice, hai să le trimit eu un e-mail tuturor acestor persoane. Nu. Ci trebuie să ceri acordul persoanei înainte de a se abona la newsletterul respectiv. Cu bună credință înseamnă că vei folosi datele respective doar pentru ce le spui că le folosești și nu le vei vinde unui terț sau unui alt ONG care poate e prin aceeași zonă, dar pentru care nu ai obținut acordul persoanei respective. Ce ar însemna colectat în scop determinat și explicit? Păi pentru aceasta trebuie să definim scopul. Pentru cazul pe care l-am luat noi, scopul este evident trimiterea newsletterului. Da? Asta înseamnă că eu îi spun utilizatorului în momentul în care se abonează, îți iau adresa de e-mail pentru a-ți trimite newsletterul. Și dacă spun chestia asta, atunci n-aș avea voie să trimit alte informații. De exemplu, deodată zic că e o chestie care arde și trebuie să-l informez despre, nu știu, marșul care se întâmplă astăzi seara. Dacă nu-i parte de newsletter, s-ar putea să nu fie suficient. Sau, nu știu, există o nouă oportunitate pe care trebuie să o știe și care neapărat vreau să-i transmit. Dar dacă nu se încadrează în scopul pe care eu l-am determinat, nu ar fi ok. Bun, ce înseamnă că datele colectate ar trebui să fie adecvate, pertinente și neexcesiv de raport cu scopul? Păi dacă scopul nostru este trimiterea de newsletter, practic datele de care avem nevoie în acest scop este una singură, adresa de e-mail. Orice altă informație suplimentară legată de e-mail nu este adecvată în raport cu scopul. Dacă eu îi cer omului care se înscrie numele, prenumele, numărul și seria de buletin, sexul și data nașterii, evident că vom avea de-a face cu o serie de date excesive în raport cu scopul pe care l-am definit. Acum, ăsta e un moment bun în care poate să ne întrebăm, poate scopul trebuia să fie mai larg. Poate mă interesează nu doar să trimit newsletter-ul, ci mă interesează să și-l personalizez. Și atunci, pe lângă adresa de e-mail, îi cer prenumele. Da, și atunci mă gândesc, ok. Și atunci, dacă scopul este trimiterea newsletter-ului și personalizarea acestuia, pot să mă gândesc să cer mai multe date personale. De asemenea, pot să fie anumite date pe care nu le cer inițial, adică nu sunt obligatorii, dar pot să fie, voluntare și tu îi explici pe parcurs de ce avem nevoie de informațiile respective. Păi avem nevoie de data ta de naștere, de obicei, pentru a-ți spune la mulți ani. Și atunci eu pot să decid că nu vreau să primesc un mesaj de la mulți ani de la ONG-ul respectiv, ci sau vreau să primesc. Da? Și este decizia mea dacă dau informațiile respective. Ce înseamnă exact și actualizat? Legea îmi spune că atunci când trebuie să dai posibilitatea utilizatorului să își actualizeze datele personale. De exemplu, dacă nu mai vreau să primesc, un newsletter pe adresa mea bogdan.manole@apti.ro și zic vreau să primesc pe altă adresă de pe apti.ro, să am posibilitatea să o schimb. De asemenea, important la acest punct, și asta e un punct sensibil, este că datele trebuie să fie șterse când nu mai sunt necesare. Și asta e un subiect sensibil pentru că în toată zona de tehnologie informațiilor, datele personale nu sunt șterse în practică. Și atunci ele rămân colectate și în cel mai fericit caz zac pe un server și în cel mai prost caz zac pe un server care a fost tăcuit și sunt folosite într-un scop neadecvat.
Și atunci legea spune că trebuie ca fiecare dintre noi să ne punem momentul, să ne punem întrebarea când nu mai sunt necesare datele respective. De exemplu, pentru situația noastră de newsletter, datele respective ar putea să fie șterse dacă persoana respectivă nu a interacționat cu newsletter în ultimele 6 luni sau în ultimul an, sau n-a deschis 20 de e-mail-uri succesive. Și există softuri care fac lucrul ăsta. În situația în care vorbim de situații mai complicate de colectarea datelor personal, întrebarea asta legată de cât trebuie păstrate și când trebuie șterse e foarte complicată. Ok, și următorul principiu este la fel legat de acest element, că datele trebuie să fie păstrate doar cât sunt necesare scopuri. Deci în funcție de scop tu trebuie să stabilești perioada de păstrare. Și nu poți să spui că datele vor fi păstrate pe durată determinată sau pe întreaga durată de viață a persoanei respective pentru că ar fi o prelucrare excesivă. Da? Nu, nu ai nevoie de date respective cât timp vrei tu, pentru că s-ar putea să afecteze dreptul la viață, la viață privată a persoanei respective. Ok. Înainte să trec la următorul pas, o să vă readuc aminte ca să puneți întrebări în timp ce vorbesc, pentru că subiectul nu e unul simplu și s-ar putea să nu, dacă nu înțelegeți anumite lucruri, e mai bine ca să le întrebați acum decât să le aflăm prea târziu. Ok. Atunci trec la subiectul următor, în care intervenim în problemele mai complicate, și anume în ceea ce legea numește categorii speciale de date cu caracter personal. Și definește o serie de categorii unde prelucrarea e mai deosebită. Și astea sunt o listă limitată de date care sunt prevăzute în lege și care se referă la origine rasială sau etnică. Apropo, și știu că sunt ONG-uri care lucrează fie cu una sau mai multe categorii, dar poate nu le văd ca fiind din categorie de date speciale. Deci vorbim de dacă colectezi informații legate de persoane fizice și de origine rasială sau etnică, dacă colectezi informații legate de convingeri politice, religioase, filozofice sau de altă natură, dacă ai informații legate de apartenență sindicală, dacă ai date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viață sexuală. Astea sunt categoriile mari de categorii speciale de date și mai sunt două care sunt prevăzute separat, dar intră tot în această problematică generală. Unul este de colectarea CNP-ului, codului numeric personal, sau, spune legea, alte date având funcție de identificare, de aplicabilitate generală. Aici ar putea să mai intre numărul de pașaport sau numărul și seria de buletin. Și, de asemenea, sunt considerate date unde ridică un risc ridicat de încălcare a vieții private. Sunt date legate de fapte penale, date legate de contravenții sau de cazier. Și pentru aceste date, practic, principiul este invers, și anume prelucrarea este interzisă. Adică, de principiu, nu ai voie să le colectezi. De principiu, ele sunt considerate niște date sensibile și ca atare s-ar putea să afecteze dreptul la viață privată a persoanei respective. Și evident, ca în orice lege, unde e un principiu, există și excepții. Și cel mai importantă excepție este acordul expres al persoanei respective. Dar atenție mare, când vorbim despre acordul expres, nu înseamnă că eu îi dau persoanei respective un formular lung în care îi explic sau nu îi explic corect ce fac cu datele respective și el e de acord cu prelucrarea acelor date. Pentru că s-ar putea foarte simplu ca persoana respectivă fie să nu înțeleagă, fie la ce consimte, fie să nu citească tot textul respectiv. Și din punctul nostru de vedere, acordul expres înseamnă da, sunt de acord cu colectarea datelor legate de sănătate în acest scop. Asta înseamnă acord expres, pentru că eu știu cu ce sunt de acord. De asemenea, mai pot să fie alte excepții pe zona de dreptul muncii, mă rog, dacă le colectez în temeiul unui contract de muncă, sau există o excepție specială pentru zona de activități ale organizației non-guvernamentale. Și o să vă rog să o citim cu atenție, pentru că se permite prelucrarea în cadrul activităților legitime de către o fundație, asociație, cu condiția ca persoana vizată să fie membru sau să întrețină cu această relație care privește specificul activității organizației. Deci este permis, da, să colectezi date din categoriile speciale,
dacă organizația respectivă se ocupă chiar de domeniul respectiv și evident are legătură cu specificul activității organizației. Chiar dacă le prelucrezi, e bine însă să fiți foarte atenți cu privire la datele respective, pentru că sunt considerate date din categoriile speciale și ca atare și sancțiunile și modul în care autoritatea în domeniu privește subiectul este mult, mult mai delicat față de datele generale. Ok. Trecem la pasul următor. Alte excepții pot să fie excepții datele care sunt făcute publice în mod evident de către persoana vizată, da? Adică dacă eu scriu pe pagina mea de Facebook, da, sunt membru al partidului X, înseamnă că este o dată care e făcută publică în mod vizibil. Și mai sunt niște excepții pe zona de date cu caracter medical, dacă vorbim de medicină preventivă, de diagnostice medicale sau prelucrare datelor care poate fi făcută de către supravegherea unui cadru medical. Ok. Și atunci, întrebarea pe care cred eu că trebuie să vă puneți este dacă trebuie să vă intereseze ca organizație protecția datelor cu caracter personal. Și practic, dacă procesați sau în orice fel aveți acces direct la informații cu privire la persoane fizice în piață, atunci răspunsul este pozitiv. Da, trebuie să vă intereseze și mai mult decât trebuie să vă intereseze, înseamnă că vi se aplică legislația în domeniu și înseamnă că aveți această denumire de operator de date cu caracter personal și care este denumirea specifică pe care o regăsim în cadrul legislației în domeniul acesta, date cu caracter personal. Și atunci, pentru a vedea ce trebuie să faceți, ar trebui să vă puneți două întrebări majore. Și anume, ce informații personale sau date cu caracter personal colectați și cum le folosiți. Și în mod normal, aceasta rezultă într-o, să zicem, politică a organizației sau document legat de cum procesăm noi intern datele cu caracter personal. Trebuie însă să fim realiști, să spunem că până în momentul ăsta puține organizații fac lucrul ăsta și majoritatea dintre ele se interesează de așa numită înregistrare la autoritatea competentă, care este Autoritatea Națională privind protecția datelor, prin prelucrarea datelor cu caracter personal, ANSDPC sau dataprotection.ro. Aici trebuie să anulăm două mituri. Unu, nu există nicio înregistrare la autoritate, există o notificare, ceea ce e alt lucru. Și doi, notificarea respectivă nu vă dădea dreptul să colectați date personal în sine, ci doar anunțați autoritatea că a început prelucrarea datelor cu caracter personal. Acum, începând cu finalul anului 2000, cred că am sărit peste o întrebare, dar o să fac așa, o să sar peste întrebări și mă revin la întrebarea respectivă. Deci, începând cu finalul anului 2015, autoritatea a dat o decizie prin care a limitat foarte, foarte mult tipurile de prelucrări de date cu caracter personal care trebuie să fie notificate către autoritate. Și anume, a impus doar o serie de vreo, cred că 12 cazuri, în care, în mare parte, trebuie să notificați autoritatea dacă colectați date din categoriile de date cu caracter special sau dacă colectați date genetice sau biometrice sau date legate de GPS sau, la punctul L, e o excepție specifică pentru zona de OIC-uri, prelucrarea de date personale din categoria celor speciale, referitoare la proprii membri. Dar, atenție, este doar dacă datele respective sunt dezvăluite unor alte terțe persoane fără consimțământul persoanei vizate. Din experiența mea, este destul de puțin întâlnit ca o asociație să colecteze date legate de, eu știu, sănătate, sex, convingeri politice și să le dea altora fără să ceară acordul persoanei. Dar, mă rog, dacă vă încadrați în situația respectivă, va trebui să vă notificați. Și revin acum la a doua întrebare, în care văd dacă mai e cineva treaz. Și anume, vă rog să răspundeți la următorul quiz. Dacă colectați date cu caracter personal, trebuie întotdeauna să.
și bifați una din cele mai jos, notifică autoritatea înainte de începerea colectării, să obțineți consimțământul persoanei înainte de colectarea datelor sau să informați persoanele vizate despre scopurile prelucrării. Asta e momentul în care trageți aer în piept și selectați una din opțiunile respective. Ok, mai avem 2 secunde. 1. Bun, au votat 81% dintre voi, deci înseamnă că n-ați adormit, surprinzător. De obicei, în prezentările face-to-face, deja 3 persoane trag aghioase. Să vedem un pic. Deci avem 8% din persoane care au spus că dacă colectez date cu caracter personal, trebuie să notific autoritatea înaintea ce precolectări. Care înseamnă că fie n-au fost atenți, fie n-au văzut cuvântul de întotdeauna, care l-am pus în mod specific în întrebare. Nu! Dacă colectez date cu caracter personal, nu trebuie întotdeauna să notific autoritatea, ci doar pentru câteva cazuri de excepție. Și am văzut slide-ul anterior. Dar trebuie să vă avertizez că întrebarea asta era una grea, dar mi-e place să pun întrebări grele. Bun. Al doilea răspuns este că trebuie întotdeauna să obțin consimțământul persoanei înainte de începerea colectării. Nu prea e așa. Nu trebuie întotdeauna să cer consimțământul persoanei. Legea română stabilea că consimțământul este primul element care poate să dea legalitatea colectării, dar nu este singurul element care dă colectare. De exemplu, nu trebuie să obții consimțământul persoanei dacă te bazezi pe altă dispoziție legală care îți permite să colectezi datele respective. De exemplu, pe executarea unui contract sau pe o obligație legală care îți impune să colectezi datele respective. Deci, punctul B nu este corect. Nu trebuie întotdeauna să obții consimțământul, dar în multe situații consimțământul este baza legală pe care trebuie să o urmăriți. Și o să ajungem și la un slide în care vorbim mai în detaliu cu privire la lucrul ăsta. Și în fine, ultimul punct era cel corect. În orice situație trebuie să informați persoanele vizate despre scopurile prelucrării. De ce am ales datele respective și ce vreau să fac cu ele. Ok, și sunt câteva întrebări. Ia să văd dacă le și văd. Ok, perfect. Dacă organizația, încerc să le citesc pe toate, dar văd că sunt întrebări mai lungi. Bun. Deci, dacă organizația colectează datele unor persoane juridice, în acest caz adresele, nu știu de ce nu pot să intervin aici. Ok, deci dacă vorbim de date ale unor persoane juridice, nu sunt date cu caracter personal. Și atunci nu vorbim de informații pe care trebuie să le prelucrați, deci nu ne interesează, nu fac obiectul discuției noastre. E o altă întrebare, dacă datele pot fi colectate sau prelucrate dacă ești membru într-o asociație. Da, datele pot să fie prelucrate dacă ești membru într-o asociație, doar că și în această situație tu trebuie să spui persoanei respective care devine membru ce faci cu datele respective. Poate nu faci nimic cu ele și le bagi doar la un fișet. Poate îl întrebi odată pe an dacă și-a plătit cotizația. Poate îi trimiți un e-mail. Poate, nu știu ce poți mai face cu membru, îl chem la anumite activități. Îl obligi să facă o anumită activitate și așa mai departe. Ok. Cineva, da. Mai era o întrebare. Da, cineva întreabă, în cazul în care se strâng semnături pe formulare de hârtie, această activitate se încadrează la colectare sau la prelucrare de date cu caracter personal? Corect. De fapt, cam orice interacțiune cu datele cu caracter personal se încadrează în definiția prelucrării. Fie că le colectați, fie că le păstrați, fie că le găzduiți, fie că le arhivați, fie că le... nu știu, le puneți într-o bază de date, le scoateți într-o bază de date. Toate intră în categoria de prelucrare. Deci, nu știu cum să vă spun, dar nu e o veste bună, dar oricum trebuie să intrați în categoria de prelucrare. Mai e vreo întrebare, Ana? Nu. Ba da, mai e o întrebare. În cazul persoanelor juridice, datele administratorilor sunt date cu caracter personal? Da. Datele administratorilor sunt date cu caracter personal. Pe de altă parte, există obligație legală
care obligă ca acele date să fie făcute publice, inclusiv prin publicarea în monitor oficial, partea a patra parte sau a șasea. Atenție, însă, atâta vreme cât publicarea monitor oficial este obligație legală, prelucrarea acelor date în alt scop, dincolo de publicarea monitor oficial, s-ar putea să fie operațiune care să încalce legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Deci faptul că găsești niște date în monitor oficial nu înseamnă neapărat că ai voie să faci ce vrei cu ele și în orice condiții. Referitor la datele unor copii din centre de plasament, de exemplu numele copiilor. Da, acestea sunt date cu caracter personal care îmbracă mai multe situații complicate. Și anume, unu, pe de o parte vorbim de date cu caracter special, pentru că ai informații legate de starea de sănătate sau de, mă rog, de faptul că sunt plasați într-o astfel de instituție. Pe de altă parte, datele minorilor sunt și ele o categorie care intră, care ridică niște probleme deosebite, în special pentru că pentru a prelucra datele minorilor ar trebui să ai acordul părinților pentru în vederea prelucrării datelor respective, sau dacă nu ai părinții, al tutorilor sau a reprezentanților lor legal. Deci intră în mai multe categorii de date cu caracter personal care pot să ridice probleme. Ok, haideți să mergem mai departe și mai răspundem și pe parcurs la următoarele întrebări. Atunci poate mi se rezolvă chestia asta. Bun. Ok. Acum trecem la partea legată de noua legislație care se va aplica de anul viitor. Este vorba de acest regulament. Un regulament al Uniunii Europene, deci este de aplicare directă în toate statele membre ale Uniunii Europene. Nu mai trebuie să fie adoptată o legislație internă. Cu toate acestea, se pare că sunt în pregătire două legi care detaliază anumite aspecte. Dar motivul pentru care el a strânit foarte multă atenție, în special în presă și în special în cadrul companiilor private, este pentru că sunt prevăzute niște sancțiuni impresionante, și anume până la 10 sau 20 de milioane de euro sau 2% sau 4% din cifra de afaceri. Sigur că asta nu vă interesează în mod direct pe voi ca ONG și sigur că nu erau destinate către ONG-uri și către prietenii noștri de fiecare zi cărora dăm datele numiți Facebook și Google, dar în același timp sunt niște sancțiuni mari care pot să fie aplicate. Dacă vă interesează regulamentul, în prezentare este și linkul pe care îl puteți accesa pentru a vedea textul întreg, dar vă avertizez, sunt 100 de pagini de text juridic destul de greu digerabile. Care sunt noutățile pentru România? În primul rând, se renunță la orice sistem de notificare sau înregistrare către autoritate pentru prelucrarea datelor. Deci, practic, uităm de toate partea legată de birocrație, care oricum era inutilă. În schimb, se pune accentul pe ceea ce se numește responsabilitate și conformare. În engleză sună mai bine compliance și cred că e mai corect. În care spune, practic, tu, ca și operator de date personal, trebuie să-ți faci propria temă de acasă. Și dacă autoritatea vine în inspecție, o să-ți ceară să arăți tema. Deci, practic, tu ca și operator de date trebuie să vezi ce date colectezi, ce faci cu ele, care sunt scopurile, să păstrezi informațiile respective și dacă îți va veni vreodată un control de la autoritate sau o persoană se plânge de o problemă legată de datele cu caracter personal, atunci poți să arăți, ok, uite, am făcut tot ceea ce trebuia să fac conform legii. Mai există încă câteva noutăți de notificarea pentru încălcarea securității, vă povestesc puțin mai mult în detaliu. Dar mai există și ceea ce legea numește un Data Protection Officer sau responsabil pentru protecția datelor, care înseamnă o persoană din cadrul organizației care practic are acest task de protecția datelor cu caracter personal, are niște atribuții prevăzute prin lege și poate să țină legătura cu autoritatea, să pună întrebări, să primească răspunsuri și așa mai departe. Important de spus că acest responsabil de principiu nu este obligatoriu pentru ONG-uri. Cu toate acestea, dacă colectați date din categoriile speciale și mai ales dacă colectați multe date, s-ar putea să fie aplicabil sau este recomandat să aveți o astfel de persoană, tocmai pentru a demonstra că sunteți compliant cu partea de protecție datelor cu caracter personal. Ok. Și ăsta e articolul care vă povestește ceea ce v-am spus și eu, și anume că este o practică, o decizie în care
trebuie să vă faceți temele acasă în cazul în care vine autoritatea sau o altă instanță competentă, să zicem, să vă verifice. Deci, practic, principiile despre care am vorbit trebuie să fie reflectate în niște documente interne care vă arată că chiar colectați în mod legal, echitabil și transparent datele respective, chiar aveți niște scopuri determinate explicite, datele sunt adecvate, relevante și limitate, sunt stocate pe o perioadă determinată, atenție, asta înseamnă că le veți șterge într-un anumit interval de timp și sunt păstrate în condiții de siguranță, care dau aceste atribute de integritate și confidențialitate. Însă, înainte să întrec la cele 10 întrebări, trebuie să fiu foarte clar că până 25 mai 2018 nu se aplică acest regulament și obligațiile actuale din legea română, inclusiv notificarea despre care am vorbit, sunt obligatorii. Și cele 5 întrebări nu reprezintă un test complet, dar în atâtea minute cât am la dispoziție, n-am cum să ating atâtea puncte. Întrebarea numărul 1. Ce date personale colectați? Asta pare simplu, dacă totodată nu este. Am văzut deja ce înseamnă definiția. Nu o să mai trec prin ea, pentru că definiția din regulament este similară cu cea veche. În schimb, am gândit care ar putea să fie datele unui ONG, datele pe care le colectează, date personale. Și pot să fie așa, poate să fie datele personale ale membrilor, dacă sunt persoane fizice, poate să fie datele personale înscrise la newsletter, dar mai sunt și datele vizitatorilor paginii web. Pot să fie datele vizitatorilor ale paginii de Facebook, special dacă le scoateți din Facebook. Pot să fie datele angajaților, pot să fie datele personale ale suporterilor sau altor persoane care vă susțin financiar, pot să fie datele participanților la un eveniment. Și aici am pus un etichetă cu semnul întrebării. Dacă aveți și alte categorii de date cu caracter personal la care eu nu m-am gândit, dar ar fi relevante, puteți să le scrieți în chat și o să rog pe Ana să mă ajute să le facem publice tuturor. Ok. Deci gândiți-vă, puneți-le pe o hârtie, da? Ăsta e un prim pas, o primă întrebare, trebuie să o faceți și e cel mai bun loc în care puteți să începeți. 2. Dacă ați făcut lucrul ăsta, gândiți-vă un pic cum respectați criteriul de legalitate, și anume pe ce bază colectați datele personale. Și legea, mă rog, regulamentul e mai clar decât legea română din punctul ăsta de vedere și prevede mai multe situații în care puteți să găsiți temeiul de legalitate. Cel mai simplu este consimțământul, adică ai acordul persoanei. Dar câteodată acordul persoanei este greu de luat și acordul persoanei înseamnă întotdeauna și faptul că poate să se răzgândească. Și poate în anumite situații nu puteți să vă bazezi pe consimțământ ca fiind elementul necesar pentru prelucrarea datelor personale. Și atunci trebuie să vă uitați și la celălalt. De exemplu, al doilea vorbește despre faptul că este un contract între cele două părți și atunci ăsta este motivul pentru care colectezi datele și nu consimțământul. Sau, al treilea element, poate să fie o obligație legală care îi revine operatorului. Sau interesul legitim. Asta cu interesul legitim e o problemă foarte complicată, nu cred că o să am timp să o abordez astăzi. Și atunci, la un ONG, dacă avem datele pentru newsletter, ele se bazează de obicei pe consimțământ, da? Care e articolul 6.1a. Dacă vorbim de date care sunt într-un contract, indiferent de forma acestuia, ăsta temeiul legal este altul, este articolul 6.1b. Sau dacă ai datele pentru o factură, ai o obligație legală să ceri anumite date și atunci ai un alt temei, da? În cazul datelor de la un eveniment, pentru că m-am gândit că asta e una din situațiile în care apare foarte des problema asta, de obicei datele respective se colectează pe baza de consimțământ. Adică persoana care vine la eveniment, fie este înștiințată înainte de eveniment, fie să zicem chiar în momentul în care începe evenimentul, că sunt colectate date cu caracter personal în acest eveniment pentru scopul X sau Y. Și atenție, când vorbesc de date cu caracter personal, intră inclusiv imaginea persoanei. Deci dacă vreți să faceți poze la eveniment care să fie folosite, de exemplu, pentru afișare pe site-ul vostru, trebuie să informați în mod corespunzător persoanele respective, da? Bun, și cred că ajungem la întrebarea 3, care iar e una care pare simplă, dar nu este. Și anume, cui mai dați datele personale? Cine ar cineva, în afară de organizația sau firma voastră, are acces la datele respective? Și aici e important să distingem între două categorii de o terminologie pe care GDPR o impune, două categorii, și anume operatorul, care este ONG-ul,
în engleză îl găsiți sub termenul de data controller, sau persoana care în numele vostru prelucrează datele respective, da? Și care se numește data processor, sau în română l-au tradus cu persoană împuternicită de operator. Asta înseamnă că atunci când este cineva care este un intermediar care prelucrează datele în numele vostru, este un data processor. Dacă nu, s-ar putea să fie un terț. De exemplu, la un ONG, operatorul este ONG-ul, în situația respectivă, voi colectați datele pentru propriile scopuri. Și împuterniciții ar putea să fie mulți. Ar putea să fie cei care vă asigură găzduirea site-ului. Ar putea să fie programatorii care lucrează la site. Ar putea să fie banca, dacă trebuie să le dați informații legate de un direct debit, de exemplu. Ar putea să fie sisteme software de tip, știu că sunt ONG-uri mai mari care folosesc software de tip CRM, ăsta se numește Customer Relationship Manager, în care îți pui, de exemplu, toți abonații la newsletter sau toți susținătorii sau contactele din presă și care îți găzduiește și care poate să fie in-house sau cumperi un serviciu de la un serviciu extern. Poate să fie un furnizor de marketing, cum ar fi cel care trimite newsletter-ul. Știu că mulți din România folosesc MailChimp, care este în afara Uniunii Europene, este în Statele Unite. Sau orice alt terț pe care tu îl încadrezi în site, îl integrezi în site. Fie că vorbim de Google Analytics sau de Facebook Like, trebuie să știți că dacă integrați în site, de obicei aceste firme fabuloase le place și să colecteze anumite date de la utilizatorii paginii voastre, ceea ce s-ar putea să nu fie ilegal, dar trebuie cel puțin să informați cu privire la acest lucru. Tot la un ONG, pe lângă împuternicii sau operator, pot să fie și terți care să primească datele. Și aici mă gândesc în special la finanțator. Pentru că finanțatorul nu este un împuternicit, dar este cineva care poate să aibă acces la datele pe care le-ați colectat în cadrul activităților voastre. Aici mai fac o mică paranteză. Și noi am aplicat la granturi și noi am fost obligați de finanțator să colectăm date personale în mod excesiv. Și evident, cum am atins unul din punctele sensibile care ne doare, am ridicat vocea sau am spus noi nu putem să colectăm datele astea. Și am încercat să vorbim cu finanțatorii și să le explicăm că nu putem să vorbim despre viață privată și să le cerem oamenilor să ne dea numărul de la pantofi sau toate rudele. Și cred că este nevoie și din partea finanțatorilor să înțeleagă că în anumite circunstanțe ar trebui să colecteze mai puține date cu caracter personal. De asta e un subiect delicat și nu cred că face obiectul direct al discuției noastre de față. Dacă folosiți terți sau împuterniciți, atenție, aveți două obligații mari și late. Unu, trebuie să aveți un contract scris. Atenție, scris nu înseamnă neapărat pe hârtie, poate să fie și electronic, dar trebuie să fie într-o formă scrisă, adică nu verbală, între dumneavoastră și persoana respectivă, în care îi spuneți în ce situații poate să prelucreze datele respective. Câteodată, în cazul furnizorilor din zona software, obligația e inversă, adică ei vă dau vouă un document care detaliază cum colectează datele și cum le procesează. Și evident au niște obligații de confidențialitate, adică să nu dea datele respective unor alte persoane. Bun. Ajungem la întrebarea numărul 4. Și anume, ce măsuri luați pentru a asigura securitatea datelor? Acum e o parte bună și o parte proastă în acest regulament. Partea bună este că nu există o listă finală, definitivă și fixă de ceea ce trebuie să faceți în securitatea prelucrării. Deci e la latitudinea fiecăruia dintre voi, în funcție de ce date colectați, în funcție de mărimea operatorului, în funcție de capacitatea lui de a face față. Da? Și de aia îți spun aici că, având în vedere stadiul dezvoltării, costurile, natura, domeniul de exploatare, de aplicare, context, scopuri, risc, gravitate, trebuie să iei ceea ce legea numește măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Și pentru a face distinție, o măsură organizatorică poate fi, de exemplu, ca nu toată lumea din organizație să aibă acces la toate datele personale. Dacă, în special în cazul unei organizații mai mari, dacă ai niște contracte de muncă, trebuie să fie doar anumite persoane care au acces la informațiile respective. Dacă ai, în special, informații din categoriile speciale, să fii atent că nu toată lumea poate să aibă acces la datele respective. Fie că sunt într-un fișier, fie că sunt într-un birou închis cu cheia, dar sunt niște măsuri care se pot face la un nivel minimal. În ceea ce privește măsuri tehnice, aici se referă în special la colectarea datelor prin
să zicem, calculator sau server și așa mai departe. Și presupune faptul că, eu știu, nu poți să ai acces la o bază de date cu abonați la newsletter, nu în mod direct, ci măcar pui un username și o parolă. Și dacă vă puneți parola, nu folosiți un 2, 3, 4, da? Nici un 2, 3, 4, 5, 6. Trebuie să fie o parolă care să nu fie ușor de ghicit. Bun. Și alte elemente în acest sens. Acum, regulamentul indică anumite elemente care pot să ducă la această, care dovedesc această securitate. Iarăși, vi l-am pus aici cu titlul de exemplu, de să vedeți cum arată. Ceea ce e important să înțelegeți este însă că este vorba de niște informații la nivel generic și nimeni nu se poate să vă oblige, de exemplu, să vă criptați datele respective, deși noi recomandăm criptarea datelor în orice caz, dar în practică vorbim sunt puțin care o fac. Și atunci, la un ONG, sunt cel puțin două zone din care trebuie să vă uitați la securitatea datelor, și anume la securitatea datelor care sunt colectate direct de voi. Asta include și păstrarea de către angajați a securității datelor respective, adică nu pleacă cu toate datele din firmă. Și asta se face de obicei prin clauze contractuale. Sau puteți cere terților cu care lucrați, împuterniciți, să aflați, să aveți un contract în care ei să fie responsabili de această securitate. Ultima întrebare este legată de o nouă obligație, și anume dacă puteți să informați autoritatea în cazul încălcării securității datelor. Noul regulament introduce o obligație pentru voi, și anume dacă aveți o încălcare a securității datelor personale, nu neapărat o pierdere a lor, da? Asta poate să însemne inclusiv faptul că cineva neautorizat a avut acces la datele respective, trebuie ca în termen de 72 de ore de la data la care ați luat la cunoștință de acest lucru să notificați autoritatea. Dar momentul în care iei la cunoștință poate să fie foarte târziu. Să fim realiști, Yahoo a aflat peste 2 ani de zile că a pierdut 1 miliard de date cu caracter personal ale utilizatorilor lor. Legea asta încă o dată se aplică din mai 2018. Dar dacă aflați de situația respectivă și dacă aveți niște proceduri prin care, fie direct, fie prin intermediul puterniciților, aflați de lucrul ăsta, trebuie să notificați autoritatea, pentru că autoritatea vă poate obliga inclusiv să notificați persoanele a căror date au fost pierdute, dacă nu dovediți că ați avut niște măsuri de securitate. Cred că am dat foarte multe informații într-un timp foarte scurt și atunci trecem la următoarea, la ultima întrebare și pe care o avem oficial. Și pe urmă, dacă mai aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Deci, întrebarea pe care eu vă pun, să văd dacă ați reținut toate aspectele importante, este legată de noul regulament privind protecția datelor și care va obliga notificarea autorității după începerea colectării, obținerea consimțământului pentru toate prelucrările, notificarea autorității în cazul încălcării securității sau depunerea contractelor la autoritate. Respirați de 3 ori, mai luați un pahar de apă sau de bere în funcție de ora la care v-ați terminat programul și văd că deja au votat 63%. Perfect, și atunci închidem polul în 3, 2, 1. Este genial, avem un răspuns perfect la această întrebare. Răspunsul corect era C, notificarea autorității în cazul încălcării securității. Restul obligațiilor nu există. Nici notificarea autorității, nici obținerea consimțământului pentru toate prelucrările și nici depunerea contractelor la autoritate. Mai luăm niște întrebări atunci. O să rog pe Ana să mă ajute să-mi citească întrebările. Dacă vrei să comunici cu ONG despre povestea beneficiarilor, la ce trebuie să ai mare grijă? La foarte multe chestiuni. În primul rând, eu m-aș gândi, dar aici, hai să zic acum, e o zonă extrem de sensibilă și cum gândesc eu s-ar putea să nu fie aplicabil pentru toate ONG-urile. Dar eu m-aș gândi la interesele persoanelor respective și dacă nu aș putea să comunic povestea beneficiarilor fără să colectez datele personale. Adică, poți să folosești un prenume fictiv, dacă vrei să o povestești pe cineva, dacă nu trebuie să știi că este, nu știu, Aglaia Papadopulo, cea care este în situația respectivă. Poți să te gândești să folosești poze
care să nu identifice total persoana respectivă, de exemplu din spate, din lateral, din, nu știu, un pic blurată. Am văzut din ce în ce mai multe organizații din afară care folosesc sisteme de genul ăsta și care încearcă să nu dea prea multe date personale. Sau chiar dacă chiar ai pozele respective, poți măcar să încerci să anonimizezi imaginea respectivă prin plasarea unei bande peste ochi. Nu e prea bună din punct de vedere tehnic, pentru că se poate face undo destul de ușor și nu e cea mai recomandată, dar există posibilitatea și acestui lucru. Deci eu m-aș gândi la acest lucru și după ce m-aș gândi, aș încerca să o pun într-un document scris care arată că ne-am gândit la chestia asta. Și chestia asta în regulament se numește data minimization, adică minimizarea colectării datelor cu caracter personal. Sigur că poate în anumite circunstanțe nu poți să faci lucrul ăsta sau nu vrei tu ca ONG. Dar e o decizie sensibilă și nu vreau să iau decizie în numele altor. Ce facem dacă partenerii, direcțiile de protecție a copiilor, de exemplu, ne cer acreditarea ca operator pentru continuarea colaborării, însă noi am fost refuzați de autoritate considerând că nu avem nevoie de acreditare? Deci nu există conceptul de acreditare de date cu caracter personal. Partenerii respectivi, direcția de protecție a copilului, trebuie să înțeleagă că nu există așa ceva. Nu puteți obține lucrul ăsta. Puteți să faceți o notificare, atenție, pentru că dacă vă încadrați în categorie de excepție, dar și notificarea respectivă puteți să o faceți doar până în 25 mai 2018, după care nu va mai exista nici ea. Deci eu cred că trebuie să lucrați dumneavoastră împreună cu direcția de protecție a copilului, în care să le spuneți că nu trebuie să vă acreditați sau să vă, mă rog, cel mai rău ca să vă notificați dacă colectați date din categoriile speciale în anumite circunstanțe. Altcumva nu există altă soluție. Văd că cineva mai întreabă dacă faptul că postează pe site-ul organizației o listă cu participanții la un curs nu primește seria diplomei în calcul confidențialitatea datelor. De principiu, da. Sincer, aș întreba care este scopul publicării pe acel site. Pot să înțeleg care este scopul colectării datelor pentru a fi sigur că Bogdan Manole a fost cel care a făcut cursul respectiv, dar nu văd interesul pentru a publica pe un site lucrul ăsta, mai ales că un site poate să fie indexat de un motor de căutare și să fie refolosite datele în niște scopuri pe care nu le-ați identificat inițial. Eventual, în cel mai rău caz, puteți să vă gândiți să puneți aceste date după, nu știu, o înregistrare sau un username și o parolă. Dar încă o dată, trebuie văzut scopul. Eu nu dau seama care este scopul publicării participanților la un curs pe un site public. Numărul, da. De unde vin? Ok. Dar cu nume, prenume și seria diplomei, nu înțeleg. Există o recomandare prin inserarea în contractul individual de muncă a clauzei privind protejarea și protejarea datelor personale? Da. Dacă aveți angajați care colectează, procesează date cu caracter personal, aveți o obligație, unu, să le faceți o instruire cu privire la ce înseamnă date cu caracter personal. Puteți să folosiți și prezentarea mea în acest sens, nu e nicio problemă. Și ca măcar să aibă informații de bază cu privire la ce înseamnă. Și de asemenea puteți să includeți niște obligații de păstrare a securității datelor personale, inclusiv de a nu pleca cu ele din organizație în momentul în care se încheie contractul de muncă. Mă întreabă cineva dacă ONG-ul promovează obiecte turistice și face poze pe care le pune pe Google Maps. Am voie să surprind și turiștii instantanee dacă nu am acordul lor scris? Foarte bună întrebarea. De avut voie aveți voie, dar nu aveți voie să le publicați. Deci, atâta vreme cât aveți fața turistului respectiv, atunci intervine o problemă de privacy. Dacă aveți, în schimb, o imagine generică sau de la depărtare sau persoana respectivă nu poate să fie identificată în niciun mod, atunci nu vă trebuie acordul lor scris. Nu trebuie neapărat un acord scris, poate să fie și un acord verbal, dar ca să nu riscați, eu zic că e mai bine să faceți o imagine generală, mai ales că spuneți că promovați obiective turistice, deci nu vă interesează, să zicem, fața persoanei care apare acolo. Mă întreabă cineva de contractele cu terții care au acces la date, dacă se pot considera ca implicite. Nu se pot considera ca implicite, din păcate, dar
Atenție, un contract nu trebuie să fie neapărat fizic sau semnat. Când vorbesc de contract, vorbesc de niște termeni și de niște termeni și condiții cu care dumneavoastră sunteți de acord. Asta înseamnă că e un document electronic asumat de partenerul respectiv, Google, Facebook, MailChimp, cine o fi, și care este pus la dispoziția voastră. În cazul firmelor mari de IT, eu estimez că până în mai 2018 aceste contracte vor fi, sau mă rog, dispoziții, clauze, cum vreți să le spuneți, vor exista în conturile de utilizator, pentru că au obligație să facă acest lucru. Problema mai sensibilă este în situația în care aveți un contract cu un furnizor mai mic sau mijlociu sau din România și care nu știe aceste aspecte. Mă mai întreabă cineva dacă ofițerul de conformitate trebuie să aibă competențe certificate. Regulamentul spune că trebuie să aibă să cunoască domeniul protecției datelor cu caracter personal. Nu spune în schimb că trebuie să aibă un anumit tip de certificat sau un anumit curs. De fapt, nici nu există un anumit curs. Sunt câteva cursuri în România care se fac mai nou pe zona de Data Protection Officer sau pe zona de date cu caracter personal și eu consider că sunt suficiente în acest sens. Mă întreabă cineva dacă Data Protection Officer răspunde legal în solidar sau reprezentantul legal răspunde singur în caz de problemă. Bună întrebarea, dar reprezentantul legal răspunde primul, în caz de problemă, cred că poate în anumite circunstanțe ar putea atrage responsabilitatea ofițerului de conformitate sau Data Protection Officer, dar numai în situația în care ar putea demonstra că a acționat cu rea credință. Practic, aici nu ar fi aplicabil GDPR-ul sau regulamentul, ci normele generale în ceea ce privește dreptul muncii, că această persoană este un angajat. Așa, și mai erau câteva întrebări pe care le-am ratat. Pentru comunicarea în scop de FR, adică fundraising, presupun, în caz de prezentare caz către sponsor mare. Cred că am scăpat, nu înțeleg întrebarea. Dacă e musai, a fost întrebare în mai multe părți și n-am. Era legată de povestea beneficiarului, dacă e musai să scrii datele reale cu poze reale pentru comunicarea în scop de fundraising. Încă o dată, eu cred personal că nu este nevoie de date reale și cu nume reale. Și sponsorul trebuie să înțeleagă că persoanele respective trebuie să-și protejeze datele personale și că important pentru el este să știe că a ajutat 3 persoane sau 5 persoane, că cineva poate să verifice acele nume, dar nu neapărat să-i dai, nu știu, nume, prenume, serie și număr de buletin că a participat în proiectul dumneavoastră. Știu că e o zonă sensibilă, v-am spus, am încercat cu anumiți finanțatori să-i tragem de mânecă și am avut înțelegere, le-am dat exemplu, am spus, vă spunem cu mare drag câți oameni au participat, dar datele complete rămân la noi, vouă vă dăm niște date anonimizate ca să vedeți, de exemplu, că informațiile există. Dar nu e normal să aveți acces la informațiile respective. Erau vorba și de persoane care erau atrase în corelare directă cu datele speciale pe care le procesau. Ok, în ce condiții pot strânge semnături cu ajutorul voluntarilor de KONG? Puteți strânge semnături cu ajutorul voluntarilor KONG. Încă o dată, trebuie văzut scopul prelucrării. Semnături pentru ce? Semnături pentru o petiție, semnături pentru nu știu, să vă doneze niște bani, semnături că vă sunt alături. Toate sunt opțiuni diverse și scopuri diverse. Și în funcție de scop trebuie să vedeți ce vă interesează. Vă trebuie adresă, nume, prenume, adresă, serie și număr de buletin? Sau vreți numai prenume și adresă? La ce vă trebuie seria și numărul de buletin? Stă cineva să identifice vreodată persoana respectivă? Trebuie semnatarul unei petiții în România să spună seria și numărul de buletin? Din punctul meu de vedere, nu. Legea petițiilor nu cere seria și numărul de buletin, ci cere doar să fie o persoană reală, să nu fie date, să nu fie trimise ca anonim. Da, puteți să lucrați cu voluntari, dar trebuie să informați cu privire la scopul prelucrării și de asemenea trebuie să le dați un document în care oamenii pot să știe pentru ce sunt prelucrate datele respective.
Da, din păcate a expirat timpul, dar am o veste bună pentru voi și anume vă dau o temă. Nu, glumeam. Da, primul pas spre compliance. Da, deci tema pe care vă propun este să încercați să construiți un document care să răspundă la primele patru întrebări, care sunt ce date colectați, care e baza legală și cui mai dați datele personale și ce măsuri de securitate aveți. Și pentru cei care ne trimit primele 5 răspunsuri în care se vede că au făcut o minimă activitate, adică nu doar listați întrebările, până vineri, o să încerc să le răspund punctual pe informațiile primite, mai multe întrebări ca și următorii pași. Și pentru cei care nu pot să trimită feedback-ul până vineri, practic, puteți să faceți acest document și este primul pas foarte util pentru zona de respectare a legislației și nu trebuie doar să scrieți ce măsuri de securitate aveți, de exemplu. Trebuie să le și implementați, trebuie să le aveți. Ele trebuie să existe, pentru că dacă nu, doar facem niște chestiuni scrise și nu le respectăm deloc. Deci, practic, ați făcut un prim pas spre zona de compliance, chiar și prin participarea la acest webinar, care dovedește că sunteți interesați și vreți să protejați datele cu caracter personal. O ultimă informație, și pot să mai fac o chestie, de fapt, dacă mai aveți întrebări punctuale la care cumva am sărit și n-am reușit să răspund, puteți să le trimiteți direct către Ana și o să încerc să răspund săptămâna asta sau săptămâna viitoare, în funcție de cum permite timpul. De asemenea, dacă sunteți interesați de subiectele acestea, de, mă rog, un alt subiect conex pe zona de drepturi civile digitale, ne-am propus ca în aproape 2 săptămâni să vorbim despre un alt subiect pe care noi îl considerăm foarte important, zona de drepturi de autor și mai ales zona de licențe deschise, care vă permit utilizarea de opere pe care le găsiți inclusiv online pentru publicare sau pentru a folosi conținut în materialele pe care le publicați. Dacă vă interesează, vă rog să vă înscrieți la următorul webinar, care va fi luni, 20 noiembrie 2017, ora 17. Și pentru cei care s-au înscris la cursul offline și care l-am gândit mai degrabă ca niște aspecte practice, concrete legate de ce puteți să faceți pentru a vă proteja propriile date personale, dar și datele personale ale terților și unde se cam duc datele astea, atunci o să vă trimitem un răspuns, cred că cu o săptămână înainte de eveniment. Cam așa. Cam asta am avut eu de transmis. Vă mulțumesc că ați fost prezenți. Dacă mai aveți întrebări sau comentarii, o să vă rog să le trimiteți către Ana și încerc să vă răspund cât mai curând. Și vă doresc o seară bună tuturor! Mulțumim mult, Bogdan, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă vă mulțumim pentru prezență, pentru întrebări. Voi reveni zile următoare cu un e-mail de follow-up, cu prezentarea și tema, provocarea webinarului. Mă grăbesc acum să închid webinarul pentru a porni acel formular de feedback cu care majoritatea sunteți obișnuiți. O să vă apară imediat ce închidem prezentarea și webinarul. Mulțumim și seară bună!